este neconstituțională, doar președintele poate să o dea. Dar dacă ei trec legea grațierii timp de măcar o oră, creează efecte juridice, ceea ce înseamnă că inclusiv după ce se va declara neconstituțională, ce o să facem? O să fugim după ei pe străzi să-i căutăm când ei vor fi plecați deja? Când ei deja vor scăpa? Deci, eu sunt aici și probabil mulți dintre voi să susținem aceste instituții ale statului care îi vânează, în ghilimele, că nu li s-a întâmplat nimic rău până în momentul ăsta fizic, cu toate că unii ar merita niște ciomege pe spate, care îi vânează să-i bage la pârnaie. Vă rog frumos să fiți alături de mine și de cei din jurul vostru și să strigăm cu toții: jos guvernul! Jos guvernul!